Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a pus acum 5 ani pe lista celor mai căutate persoane din lume mai mulți lideri Hamas, oferind recompense substanțiale pentru informații care să conducă la capturarea lor. Liderul adjunct al Hamas, Saleh al-Arouri, ei bine, care ajută autoritățile, s-ar oferi o recompensă de până la 5 milioane de dolari. Al-Arouri este unul dintre fondatorii brigăzilor Al-Qassam, aripa militară a grupării teroriste. În octombrie 2017 a fost ales vicelider al biroului politic al Hamas. Al-Arouri finanțează și conduce operațiunile militare în Cisjordania și a fost asociat cu mai multe atacuri teroriste de turnări și răpiri. Acesta se află pe listă cu oficialii Hezbollah, Haitham al-Itabatei și Khalil Yusif Mahmoud Harb. Acesta din urmă este un consilier apropiat al liderului Hezbollah și a comandat și a supervizat operațiunile militare ale organizației în teritoriile palestiniene și în mai multe țări din Orientul Mijlociu. Pe lista Departamentului de Stat apare și o femeie. 5 milioane de dolari sunt oferiți pentru informații despre Ahlam Ahmad al-Tamimi. Aceasta a transportat o bombă și un atentator sinucigaș Hamas într-o pizzerie din Ierusalim, iar explozia a ucis 15 persoane, inclusiv 7 copii. Al-Tamimi se află și pe lista FBI a celor mai căutați teroriști. Israelienii îl au în topul listei Most Wanted pe Mohamed Deif, de asemenea. Acesta este organizatorul principal al atacului din 7 octombrie. Tot el a dezvoltat rețeaua de tuneluri a grupării și expertiza în fabricarea de bombe. Supraviețuitor a 7 tentative de asasinat israeliene, cea mai recentă în 2021, Deif vorbește rar și nu apare niciodată în public. Pentru el, dar și pentru un alt lider Hamas, Ismail Haniyeh, sunt oferite recompense substanțiale oricui aduce informații care să ajute la capturarea lor.